S-au primit pachete în seara aceasta. Am văzut că Tess și mama lui Cristi au mers să vadă ce au primit. Erau acolo și un buchet de flori, încă nu fusese revendicat. Tess a avut ceva poze într-un pachet. Mama lui Cristi a primit pachet de acasă din partea soțului. Isabel a primit pachet de la mama, i-a trimis haine, ce mai avea nevoie, spunea că se bucură că a primit freza de unghii și că a primit extensii și i-a trimis mama o perucă cu care spunea că probabil nu o să aibă ce să facă, dar s-au amuzat fetele, s-au uitat la acea perucă. Mama lui Cristi a fost ajutată de Ramona să ducă sus în dormitor foarte multe ținute trimise de soțul doamnei Cristina pentru a se îmbrăca în emisiune. Spunea că i-a zis soțului să-i trimită ținute colorate, să nu-i mai trimită nimic negru și că asta este, zicea că asta este colecția nouă de haine. Erau încântate și doamnele, mătușa lui Cristi, doamna Tamara, spuneau că sunt hăinuțe foarte drăguțe. Mama lui Cristi își făcea și puțină reclamă că sunt și frumoase și la un preț bun și calitate bună. Îi plăcea și doamnei Tamara o rochiță de acolo, chiar glumea cu doamna Cristina, îi spunea că s-ar putea să nu-i fie bună doamnei Cristina, eventual să-i o dea doamnei Tamara și doamna Cristina i-a spus că dacă o dau afară oamenii din emisiune, o să lase acele ținute pentru mame. Doamna Tamara a spus că nu așa vrea eventual să o cumpere, să i-o plătească. Glumeau, spuneau că acum o să fie foarte bine îmbrăcată și că o să se mărite, o să fie cea mai îmbrăcată din emisiune. Mai spunea doamna Cristina că a comandat ceva anume pentru una din doamnele de la Capricii, pe care dânsa o simpatizează și a comandat un cadou să-i trimită soțul. Spunea că i-a trimis și bomboane și că alea erau cele mai importante. A primit și Robert în seara aceasta pachet, a avut o pereche de pantaloni și un plovor.